Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Cum mai este treaba? Ce mai face fetele în lumea asta? Nu se poate fără... petalele! Frate, rima era bună dacă n-o stricai tu, pula mea. Te rog frumos, te recunoaște. Nu e când... Bună ziua, oameni buni, eu sunt Alpaca și astăzi am dat bacul. 12 ani de zile, 12 ani de zile, mai se pune și grădința și câte căcaturile. 12 ani de zile am stat să, între ghilimele, învăț, să iau un bac. Cacu bacul ăsta, să merg mai departe la o probabil facultate. Să facem ce-o cu nebunule. Ca o probabil facultate și cu facultatea aia să-mi găsesc un loc de muncă. Păcat că băgam aș păcat un păcat mâtii. Am dat bac la română, mate și biologie. Mulți dintre voi mă întreabă ce pula mea e la bac sau la ce ai la bacul sau cât am luat la bac. Ei bine, n-am habar. Da, felicitări, mulțumesc. Cât am luat la bac? Păi șbacul ăsta se află mai exact pe 5, cred. Ceea ce înseamnă că nu știu încă. Felicitări mie. Hai să vă spun ce cred eu, că am făcut probabil am făcut ok. A scris cineva în comentarii următoarea chestie. Înveți 4 ani pentru a da un examen de 3 ore. Sau ce am genul ăsta. Ai dreptate și n-ai dreptate pentru că dar ziua aici de fapt am învățat în 4 zile, băi! Sau 3 zile. În 4-3 zile cât pentru 4 ani. Nu vă luați după mine pentru că încă nu știu dacă rețeta aia a funcționat mai exact. Am învățat cu o zi înainte la fiecare materie. Hai la mate să zici că am învățat 2, că la mate nu știam nimic. Nici măcar nu știam ce gen... Cream că integralele sunt un fel de fantasmă, un bazm. Bine, pe vremea aia nu ziceam bazm și fantasmă pentru că nu știam ce era bazm. Bine, poate știam, dar gen română, bac, chestii de... Te-ai prins în pula mea, nu știam ce... Ok. O chestie interesantă e că în ultimul episod ăla în care am zis că dau bacul, vai, o să mor. Așa am zis mai exact ce o să învăț la română. Și aia a fost Ion moara cu noroc. De ce mi-a sărit un deget? Ion moara cu noroc. Și am mai zis ceva, cred că am zis moromeții. Află și romane de la Ion, moromeții, nuvele de la moara cu noroc. Și vechelie e că fix aia a picat. Trebuie în viață să înțelegeți un lucru. Trebuie să fii daragiu, să ai bulan, ca de fiecare dată la fiecare examen pe care îl dai, test și mai departe, înveți un lucru fix aia pică. N-am cum să-l numesc altfel. Practic am învățat doar caracterizarea luchiță. Era mai ușoară, oarecum. A picat moara cu noroc să caracterizez pișeturi. Nu vă pasă vouă, am făcut. Tantia aia mi-a zis cine pula mea scrie așa oribil. I-am zis eu și scrie mai repede numărul paginii că învărs mațele pe foaia. Acum apucai și pula măta. Și aia a fost. Am trecut. Nu știu încă sigur. O să vă anunț dacă am trecut bacul. În vreo 2 zile o să merg cu camera probabil acolo, gen, știți, de fapt e pe net, nu se dau rezultatele pe net, oricum se dau pe net, dar parcă mă simt mai old school și vreau să văd pe tabel frumos. Sperăm că trec. Bă, dacă corectez subiectele la bac și vezi video ăsta, dacă vezi un scris de oligofren, oribil, dar începe frumos, gen, chiar scriu frumos, la început când am timp sunt așa de calm, dă-mi un pix ca să mă simt. Așa sunt eu, scriu așa de calm în primele 5 minute acolo. După care vreo jumătate de oră trece, o auzi tantia aia, jumătate de oră. Și după aia încep să grăbesc. Când ajung pe la o oră, o oră jumate, cât timp cu 3 ore? Da. Când ajung deja după jumătate de timp, încep să fac așa. Și încep să cer ciorne, dați-mi voi că-mi vin idei. Și scriu. Și ajung la final de tot, în ultima pagină, să fie gen o literă pe foaie, gen pot să fac acum demonstrați. Presupunem că asta este o foaie, gen, dar ajung la început de tot, scrie, uite așa. Alex suge pula. Scriu așa frumos, nu vezi, nu? Nu vezi că Alex suge pula, măi? Nu o să vezi niciodată, pentru că Alex nu suge pula, te-ai prins? De când acum cheamă Alexandra. Iar la final de tot încep să scriu ceva gen... Vezi morții mătii? Vezi, mă? Du-te mă și ia truchelar, bă, dă-mă mă să le treabă. Ideea e că scriu oribil, am scris oribil. Mare rost să explic în pula, te-ai prins, am scris oribil. Ok, dacă îmi scade punctajul pentru scris, îmi bag pula în brazic, în mama, dar nu-mi bag pula mama. În fine, te-ai prins care e șmecheria, vă iubesc pe toți, dacă cumva mor pentru că bag și că nu-l iau și chestii, o să vedeți că nu o să mor live, practic. E ok. Mi-aș dori ca căcatul ăsta să-mi arate și mie cât am filmat, dar
A, îmi arată. Mamăncin! Mamăncin! Dacă mă întrebi de unde e tricoul ăsta, ieși un shop acum, un mini spoiler, o să merg luna viitoare, dar doar pentru fanii adevărat. Dacă sunteți fan, dacă ați venit pe aici doar ca să dați laba la videourile mele, e ok. Luna viitoare, e ok și eu dau laba la videourile altora, gen la Andra Gogan, și la cine dracu mai era căcat pe aici, Mimi. La Mimi, nu, acum o să apară fanfic-uri din aia cu alpaca, o fute pe Mimi în cur. Mimi nu era, nu, era Mini. Avem niște pornuri cu Mini în cap acum. Aia, iubita lui Mickey Mouse, la pe Mickey Mouse acolo, îl vezi pe Mickey Mouse? Uite, îl vezi? Pune-ți ochelarii în bacula. Uite, vezi? Putu-s morții, măi, trebuie să vină la mine. Mai ding-ding-dong. Dar aici acum nu-l vezi, chiar ești chior să moare, iubita. Îl vezi? Focusează-te pe fața lui Mickey. Haide să facem ce facem noi de obicei, adică gen intrăm în Facebook și vedem, intrăm în Facebook. V-am lăsat un post, dar nu mai știu cu ce era mai exact. Stați așa un pic. Și de ce l-am postat ieri? Pentru că a fost furtună și Dumnezeu a venit și a zis: "Am bag pula în netul lui alpaca." Postul meu de pe Facebook a fost ăsta. Am terminat. Vreți să fac video cu ce am făcut la bac? PS. Dacă vreau să râd, dar nu mi-a ieșit. Dacă vrei, aveți la întrebări stupide, puneți de ce nu, XD. În fine, așa cum am luat câteva întrebări stupide de la voi și am să răspund la ele, pentru că de ce nu. Tocmai am zis de ce nu de 3 ori. Astea de 3 ori, de fapt. Nu minți, nu-i frumos să minți. Minte-mă, mă, că eu mă prind. Bă, am fost defocusat până acum să-mi bag pule în gură. Uită-te la mine, cameră. De ce am freză de... Am freză de babuin nespălat. Nu pot să-mi fac freză, am bag pula așa și ca un ghie, așa că luăm pula mea de treabă. Asta e, tu ne închei. Nu, las freza asta să crească ca Christopher Columb. Nu Christopher Columb, vreau să zic altceva. Vreau să zic Tarzan, cum am ajuns la Christopher Columb? Am probleme mentale grave, da! Prima întrebare de la Mario. Alex, de ce te-ai mai dus? Și eu care cream că mă iubiți, îmi bag pula de mai fac YouTube în viața asta. Antonio Vasila, de fapt, las-o, te mângâi pe ceafă. De ce te-ai întors cu ceafa spre ecran? Antonio Vasilache, te duci la cules de căpșuni? Dacă da, să știi că Himalaya se plătește bine! Mulțumesc pentru sfat, chiar apreciez. Acum, de știut, n-am dat geografie la bac, așa că nu prea știu pe unde e Himalaya, dar mă prind eu până la urmă. Am auzit de Himalaya, nu-s așa de retard, dar nu știu ne. Hai-ți-mi în comentarii să aflăm dacă este cumva în România Himalaya. La câte grade strănută o râmă? Ștefan Leo, merită să înveți pentru bac? Nu. De ce n-ai murit? Nu. De ce am diaree? Cum ar trebui să răspund la asta? Nu. Bă, am uitat. Pot să-ți opun întrebare? Nu. Fă o zi din viața unei kendame! Vrei să vezi viața unei kendame? Vrei să vezi o zi din viața unei kendame, măi copile? Știu că n-avea sens, dar întrebarea n-avea sens oricum. Ce părere ai despre oamenii cu pareză care nu pot face lava? Pareză nu înseamnă să fii paralizat doar pe o parte. Asta înseamnă că poți să dai lava. Trebuie să caut pe net, pentru că nu știu sigur. Este o paralizie parțială a mușchilor scheletici. Nu văd de cameră, lăte ecranul, dă-te mai încolo. Dă-te mai încolo, măi băiatule, măi cenunțe. Bine, măi, nu te da. Este o paralizie parțială a mușchilor scheletici. Parezele sunt cauzate frecvent de tulburări neuronale. Pareză facia, iepure moare. După ce mă jucăsc că iepure moare, fix acolo, mă juc. Ce ai face dacă ți s-ar ia această cratimă și bagă-ți-o în tribut? Doamne, hai, tiromite bula. Deci pinguinul le place să spargă sticla și de ce îți lași elanul din spatele tău să te fută? Da, fă video cu ce ai făcut la bag. Mulțumesc că ți-ai răspuns singur. O să te fut în cur. Stai mă cu minte când te... Stai mă că n-am vrut, mă jur, stai, calm, gata. După ce că, ce las? Îți deschid pula. Preza mea de elan vorâd. Stai, gata, nu te supăra din nou că știu că vrei să zici ceva. Las-o clar. Măi, lasă-mă că fac infart, dracu. Am filmat în pula mea, nici nu văd. Aoleu, cât am de futut în cur. Dacă alegi cu viteză destul de mare în jurul unui copac, poți ajunge să te fuți singur în cur? Voi spera că da. Este o aluzie foarte bună, domnule Șotrocan Sebastian. Zici că e samurai. Roman Iulian Robert, ăsta le iubește mai mult. Fă proasto. Tă, I love alpaca legion, pese nu sunt gay. Mulțumesc. Am în curte o grămadă de pământ de zăpat. Te primesc cu mare plăcere. Și am în spate o grămadă de cadavre. Vrei să faci parte dintre ele? Wow. Măi, tesii vomită curcubee? Ce frumos ar fi, dar de fapt vomită chestii scârboase pe care eu trebuie să le strâng. Așa că nu mai faceți glume cu vomitatul câinilor, că câinii mai și mănâncă în pula mea. Ce vomită mă refer, adică gen... Care este rapperul tău preferat? De fapt, Ștefania din orașul Leneș, aia e repetată.
bitch. Let me see you back it up. Shut that ass down, load it, bring that motherfucker up. Bring it down, bitch. Let me see you back it up. De ce tai? Măi, omule, vrei să te tai? Măi, băi, băi, nu glumi cu mine că te... Da, bine, stai fix aici, bine. Fac un a în continuu și stai bine. Să-mi bag pula ce-am zis că mi-am tăiat limba la un moment dat. Dacă ai fi un manelist, ce nume ți-ai pune? Manelistul... Era unul, mă, era Pulică Frânaru. Era unul Pulică Frânaru. Nu știu ce e mai exact Pulică Frânaru, dar mi-aș pune Pulică Frânaru. S-a scus tu la Pulică Frânaru, mă, în mașină cu boxe de atestare. La Pulică Frânaru, șalalala. Vreau video. Oh, Maria Bianca Sudi. Poftim video, poftim. Ia-l, ia-l în morți. Măi, nu, lasă cu el în mână, vrem video. Măi, și tu, măi. De ce nu ai făcut video cu o frantele de la YouTube? Why are we still here? Just to suffer. Bă, ai dreptate, să-mi bag. Să-mi bag foaia de n-am uitat. Mi-ați dat voi o frant de la YouTube? A, uite, nu aici. Sunt mai multe căcată decât chestiile astea pe aici. Mulțumesc de toate. Dacă vreți să fac video special cu gen unboxing la toate căcaturile care le mai primit, că am mai primit și o tastatură ceva, pot face unboxing la toate bișeturile în următorul video dacă vreți. Și da, sigur la viitor o să plec undeva în țară. O să vă anunț unde. Dacă vreți și ne întâlnim în București, pe exemplu, dacă vreți să ne întâlnim în București, mai arugeți căcatul și gen lucrușoare, ofrande, le deschid în următorul video. În speranța care nu uite, și nu mai zgăria la ușă în pizda morții. Ten. Da, Desi, intră, Desi. Uite-o, mă. Și acum să urcăm foar. Ten, acum las ușa deschisă ca să vedeți cum funcționează sistemul în această cameră. Sun eu sau tu la pompe funebre? Sună tu, Sorescu Andrei Alexandru. Măi, câte nume ai? Ai multe ca mine de la Giovul Alexandru Nicolae. Ha! Dacă ai putea să trăiești, veni. Hello darkness, my old friend. Asta e ultima, cred. Sper, sper că e ultima. Nu mai puneți întrebări că mă crizez. Dacă ai putea să trăiești veșnic, te-ai sinucide? E ca și cum ai spune, dacă ai putea să mori, ai trăi. Neapta mea are mai mult sens. Vroia mai emo de fel. Acum eu 3 ani vroiam să mă sinucid în baie cu cuțitul de la bucătărie și să mi-l bag în buric să fac sepucu. Iar acum m-am transformat în Spider-Man. Nu știu ce sens a avut, dar nu vă luați după mine că eu sunt prost, în fine. Astea au fost întrebările voastre. Erau multe pule pe acolo, dar am ales o câteva dintre ele și oricum video-ul ăsta e lung ca pula, e mai, nu știu cât de lung e mai exact, pentru că eu sunt chior și nu văd până acolo, să văd câte minute mi-a dat această cameră. Stai să mă uit. Bă, pula mi s-a cam oprit camera, adică gen, știi, a rămas fără baterie complet și în casa mea în momentul ăsta beznă completă iarăși, că ea de la curent în pula mea mereu îmi zic că nu, că n-avem curent, ci că ea de la RDS când vreau să postez, a, că nu, că n-avem net. Vezi că nu am cum să-mi încarc bateria, așa că va trebui să folosesc acest microfon ca să salut țâțele, să spun ne vedem în episodul viitor, adică în episodul următor, să sperăm că va pica peste o zi, două, trei maxim, în care o să afli mai exact dacă am luat bacul, pentru că o să merg la școală sau o să mă uit pe net și o să văd exact cât am luat, iar în episodul ăla o să spun și cum l-am luat, dacă l-am luat, ci practic cum nu l-am luat, dacă nu l-am luat. Ce trist. Da, în fine, sper că ți-a plăcut, chiar m-am chinuit să căcatul ăsta să iasă frumos. Vă iubesc pe toți, mulțumesc pentru întrebările retardate pe care vreau să voi. O să vedeți la sfârșitul videoului ce concluzie am tras eu din aceste întrebări grațioase din partea dumneavoastră. Vă pup, mua, și ne vedem în episodul viitor. Mai zic chestia asta, Alpaca King Out la 3, ca de obicei. 1, 2, 3, respect! Să-mi bag, pula, ce întrebări bune.